Cu voce tare, un podcast Litera cu Nadine Vlădescu și invitații săi. Bun găsit la Cu voce tare, podcastul editurii Litera. Astăzi la o ediție festivă, să-i spunem, deși nu va fi chiar atât de sărbătorească, pentru că nu avem Moș Crăciun, nu avem Crăciuniță, nu avem brad, nu avem niciun fel de decor de Crăciun sau de sărbători. În schimb, avem un invitat care compensează toate acestea, Radu Vancu, poet, traducător, editor. Sunt foarte, foarte multe lucrurile pe care le-aș putea spune despre Radu. El vorbește despre el cel mai bine. L-am invitat pe Radu pentru că în această ediție de sfârșit de an, o ediție într-un timp magic, dar care își conține propriul antagonism, cel dintre Crăciun și Anul Nou. De ce? Pentru că ne și exasperează de foarte multe ori, sau cel puțin pe mine. Simt nevoia să vorbesc cu cineva pe care îl văd ca pe un prieten în literatură, un prieten în lumea cărților și care, fiind foarte, foarte serios și foarte profund, cu siguranță are înăuntru o foarte mare bucurie. Și bucuria asta e cel mai bine să se manifeste în acest sfârșit de an, după cum spuneam, de sărbători. Bun găsit, Radu Vancu! Bine te-am găsit, Nadine, mulțumesc pentru invitație. M-am emoționat deja, frumoasa ta prezentare e complet nemeritată în ce mă privește. Dar mă gândeam că n-am fost absolut niciodată Moș Crăciun în toată viața mea. Moș încep să fiu din ce în ce mai marcat. Așa că e cumva, mă simt cumva ca la o premieră, să zic, ca la un debut astăzi, vorbind în calitate de erzaț de Moș Crăciun, de substitut de Moș Crăciun, despre un timp atât de intens și de special cum e timpul ăsta al sărbătorilor de iarnă, al Crăciunului, al final al Anului Nou, timpul ăsta care, alături de timpul Paștilor, nu, este cel mai încărcat de sacru pentru noi. Mm-hmm. Să vedem unde ne duce discuția. Mulțumindu-ți tare mult că ai acceptat invitația mea și a podcastului. Nu o să accept această definiție a erzațului pe post de Moș Crăciun cu voia ta. O să accept orice altă definiție care te pune în lumina pe care o meriți. Aceea, iată, în roșu, pentru că, întâmplător sau nu, te-ai îmbrăcat în ton cu tema ediției. Aș vrea să fie o discuție și profundă și veselă. Cum altfel ar putea să fie o discuție cu Radu Vancu? Un mare poet, un mare traducător, traduce din Ezra Pound, din Yeats, din John Berryman, scrie extraordinar de copleșitor, este jurnalul lui Radu Vancu pe care vi-l recomand, dar vi-l recomand în doze homeopate pentru că altfel produce niște tulburări interne, endocrine aș putea să spun. Poet cu o mare gamă de volume, dintre care Sebastian în vis și Frânghia înflorită sunt preferatele mele absolute. Este conferențiar universitar, este publicist, nu mai spun tot ce se poate spune despre Radu Vancu pentru că nu mai intrăm în subiect, vorbim numai despre descrierea lui. O să spun doar așa legat de ce ai zis tu și de-abia aștept această discuție, căreia i-aș spune cu voia ta jocuri, jucării, copilării, sub toate aspectele lor, că nu știu alții cum sunt, dar vine o vreme, pentru mine cel puțin, când începe să se acumuleze o foarte mare oboseală. Am crezut că vremea aceea va veni mai târziu. Dar se pare că nu, n-am ajuns încă acolo, deși am o vagă bănuială că mai târziu lucrurile vor fi mai ușoare. Și vrând nevrând va trebui să urcăm, să fie iarăși o pantă ascendentă. Dar acum, trecuți de Nel Mezzo del Camino, eu cel puțin, deși o să spun lucrul ăsta, că suntem de aceeași vârstă, mă simt obosită, mă simt copleșită, cu foarte multe lucruri nerezolvate în mine și în jurul meu. Și atunci, întoarcerea la copilărie este ca un refugiu, dincolo de clișeul vârstei de aur. Aș vrea să te rog cât poți și cât de intimă vrei să fie această discuție, să-mi vorbești despre Radu Vancu, copil, și să mergem pe un fir până, să zicem, la sfârșitul copilăriei, începutul adolescenței, cu anumite borne pe care le-am trăit și eu, după cum spuneam, fiind în același cadru.
în copilăria în comunism, momentul Revoluției din 1989, ce s-a întâmplat după, liceul în anii 90, o demență totală și așa mai departe. Cine era Radu Van cu copil și la ce vârstă? Asta e o întrebare pe care o pun mereu și mi-o pun și mie și răspunsul la mine e mereu constant. La ce vârstă ți-ai dat seama de Radu Van? Când ai înțeles cine era Radu Van? O, Doamne! Am fost un copil foarte bleg, o spun fără cochetărie sau fără un antifrază, ci în sensul cel mai literal al cuvântului. Eram un copil bleg, timid, cred că destul de bolnăvicios, nu foarte, dar în orice caz fragil. Eram cel mai mare din 5 frați și, mă rog, nu de la început, evident, i-au venit pe rând. Au început să se nască după mine. Locuiam într-un cartier muncitoresc din Sibiu, de la marginea Sibiului de atunci și marginea și de acum a Sibiului, dintr-un loc cu nume foarte frumos, Valea Urie, dar care era un... Era lucru frumos, era că era situat la marginea pădurii, la pădurea dintre satul Poplaca și orașul Sibiu. Și asta îmi plăcea. Erau și niște lăculețe, care sigur că atunci mi se păreau gigantice, mă puteam plimba, puteam face mici escapade de astea poetice, să zicem, în zona naturală din jur, dar altfel cartierul era destul de deprimant. Erau multe guange care veneau din pădure, insecte de care mi-era teamă atunci și a rămas cumva scârba asta pentru ele, deși e într-un fel acum speciistă, nu știu dacă e corect să-ți mai fie scârbă de gonguțe. Și lângă noi era unitate militară și asta mi-aduc aminte foarte bine. Discutam cu soldații care făceau de gardă, erau santinele, cred că se numea asta, nu? Eu le spuneam poezele și ei îmi dădeau cubulețe de zahăr. Asta era trocul dintre noi. Și pe mine mă bucura atunci zahărul. Acum, gândindu-mă la asta, mă bucură mai mult nevoia lor de a auzi niște mici catrene, unele de prin cărți citite de mine, altele compuse de mine pentru ei. De altfel, cam tot la vârsta aia, încă nu eram la școală, am început să compun mental tot așa, catrene din astea rimate, simpluțe, pe la botezuri, pe la nunți. Eram un fel de Adi Minune al botezurilor și nunților din Sibiu. Făceam genul ăsta de poezele pentru unchi, veri, mătuși și ei mă recompensau cu sume care puteau fi uneori destul de consistente. Mi-aduc aminte că în unele dăți, bunicul meu sau un unchi al meu mi-au dat 100 de lei, ceea ce pentru vremea de atunci, dacă tu, nu știu dacă ai vârsta să-ți aduci aminte, dar 100 de lei însemna destul de mult atunci. Și unchiului meu, respectiv, i-am făcut un catren al cărui prim vers era absolut stupid. Spunea, ochii lui ascund o taină. Un clișeu banal și stupid, dar probabil că unchiul ăsta al meu fi avut un amor ascuns, o fi avut vreo taina lui, cine știe pe ce am picat în sufletul lui și s-a simțit foarte mișcat și mi-a dat 100 de lei, cum zic, și din banii de la el, din banii de la bunicul, am cumpărat primul și singurul meu aparat de diafilm. Costa vreo 248 de lei, dacă nu mă înșel. Deci alea 200 plus încă vreo 48 de lei. Și am avut și eu un aparat de diafilm. Îmi făceam și singur diafilme, deși desenam îngrozitor, dar am făcut un fel de roman grafic după Cocoșatul lui Feval, care îmi plăcea foarte mult. Cred că încă îmi place, într-un fel, dacă mă gândesc la el, cred că e un roman recuperabil. Și am desenat ce se întâmpla acolo pe foi de caiet de matematică și le vuream în panta respectivă și mă uitam la diafilme. Era copilăria unui băiețel într-un cartier muncitoresc, vorbind cu soldați care fac de gardă peste drum de bloc, citind, aveam o bibliotecă destul de bună în cartier, nu știu dacă mai există acum în acel cartier bibliotecă, o filială a Bibliotecii Astra, de care mă foloseam, apoi la Biblioteca Astra în centru. Aveam un grup de prieteni, dar eu eram
cam singurul care citea dintre ei și care voia să se facă scriitor. Nu știu de ce voiam să mă fac scriitor. Bine, am avut o perioadă foarte ciudată în viața mea atunci, când întrebat ce vreau să mă fac, ziceam că mă fac compozitor și muzician. Pardon, scriitor și compozitor. Și eu cu muzica sunt completamente varză și la cântat și, și în ce privește cultura muzicală, care e foarte aproximativă. Și nu știu de ce voiam să mă fac compozitor, ce anume înțelegeam eu din asta. Asta a dispărut. La partea cu scriitorul încă mai povarizez, încă mai cred că o să ajung cândva scriitor. Te alinți și să știi că poate te poți să și cânti. Cântăm împreună un colind la sfârșit ca să vedem că nu e așa. Cum zici tu, că sunt sigură că nu. Definitiv, asta va trebui să facem. Da, îmi place foarte mult această imagine a santinelelor care sunt îmblânzite de poezie și poezia drept mind candy. Foarte frumoasă, dar și nevoia ta de zahăr, știi? Și trocul ăsta în natură, dar într-o natură materială, mentală, pe multe planuri. Nu te văd ca pe un copil Black deloc. Dimpotrivă, din tot ce mi-ai povestit, ca pe un copil cu o minte foarte activă, foarte creativ, dezlănțuit în creație. Când mi-ai spus de diapozitive, mi-am adus aminte că asta era îndeletnicirea mea preferată, diapozitivul preferat era vulpea firoscoasă. Nu știu dacă l-ai văzut vreodată, dar cuvântul ăsta firoscos are atâta bogăție literară. Nu știam eu exact ce înseamnă firoscoasă. Am aflat mai târziu, dar mi-a rămas. E un fel de ușă care se deschide. Acum că ai zis de ce făceai tu, nici nu se compară cu dacă tu îți făceai propriile diapozitive, le desenai, erai micul creator. Deci, nu sunt de acord cu ce mi-ai spus înainte. Cred că erai tot timpul în mișcare și tot timpul căutând ceva. Ai zis că voiai să fii muzician. Uite, îți spun ce voiam eu să fiu, deși și eu am vrut să fiu scriitor masculin de mică. Eu voiam să fiu istoric-arheolog. Așa. Îmi plăcea foarte, foarte mult istoria, foarte mult arheologia. Mi s-a spus, da, dar va trebui să sapi în praf, în pământ, pe șantier. Nu e nimic frumos. Și ce e rău în a săpa? Ce e rău în a dezgropa trecutul? Iată, un obicei care mi-a rămas, nu știu dacă e chiar bun. Poate n-ar trebui să fim mereu arheologi în propria viață. E un vis foarte frumos și ăsta al tău. Adică mai frumos și mai serios în același timp decât al meu. Eu am avut apoi interese în ce privește trecutul, dar foarte îndepărtat. Mă interesa paleontologia, mă interesau ca pe toți băieții lumile alea dispărute de mult, dinozauri și așa mai departe. Și mă mai interesa, bineînțeles, viitorul, nu mă interesa prezentul. Mă interesa fie trecutul foarte îndepărtat, fie viitorul foarte îndepărtat. Citeam deja science fiction, dar asta era după clasa a 5-a. Când citeam science fiction, când voiam să mă fac exobiolog, să găsesc viața pe alte planete, aveam un prieten, Lucian, cu care am fost și coleg de bancă o vreme. Cu Lucian începuserăm să construim, prin clasa a 5-a, o navă spațială. Găsiserăm un butoi abandonat de cineva și care urma să fie corpul navei. Strângeam rulmenți și tot felul de drăcovenii de astea metalice cu care să-i facem corpul. Cam asta era orizontul nostru mental, deși Lucian era mult mai matur decât mine. El asculta Europa Liberă cu tatăl lui, era mult mai pus la curent cu conștiința politică decât mine. El mi-a povestit despre revolta muncitorilor de la Brașov, lucru pe care n-am vrut să-l cred atunci. Eram un băiat de cât de 11 ani, care, nu, de 9 ani, pardon, în 87, care nu prea înțelegea cum și de ce s-ar revolta oamenii. Tot cu Lucian am luat și prima bătaie pe motive politice de la o profesoară care era indignată că noi chiulisem împreună de la ora ei de informare politică. Care exista în cataloage, dar cei mai mulți profesori preferau să pună niște note din burtă, efectiv nu se făcea materia. Doamna asta era foarte dedicată cauzei partidului. Ne ceruse un caiet studențesc în care să decupăm articole și, mă rog, intervenții ale lui Nicolae Ceaușescu, să le lipim acolo, să
Ori mama îmi spusese limpede că nu are bani de acel caiet studențesc și mie mi-a fost jenă să spun asta în fața clasei și am chiulit împreună cu Lucian, el chiulea dintr-un motiv etic, cu adevărat, el nu voia să participe la îndoctrinarea asta și când ne-a prins la ora subsecventă, ne-a administrat o corecție meritată. Doamna a devenit foarte anticomunistă după Revoluție. O corecție fizică sau o corecție de partid? Nu, ideologică. Fizic, să spun așa, cu coada de la mătură. Oh, nu s-a dezis. Să știi că eu n-am avut ore din asta de informare politică. Am scăpat de ele. Probabil că fie le aveai în catalog și, cum zic, se puneau notele pe șestache, fie ai fost norocoasă și chiar nu le-ai prins. Nici nu știu în liceu sau în școala generală, când ar fi fost, evident, nu în liceu, mai târziu, mai devreme, scuze, liceul a fost mult mai târziu, dar iată că se amestecă timpurile, adică am prins câțiva ani înainte de 89 cu uniforme, cu toate inconvenientele, uniformele acelea de plastic erau sinistre, că dacă prindeai o uniformă în pătrățele de bumbac, era mare lucru și puteai să o porți mai mulți ani, chiar dacă îți rămânea mică. Arale de plastic erau un coșmar. Înainte să trec la următoarea etapă, pentru că vreau să te întreb cum ai devenit pionier și care a fost povestea acolo, nu putem scăpa de chestia asta, mi-a plăcut foarte mult ce ai spus, că nu erai niciodată în prezent. Deși mi se pare că ceea ce făceați tu și Lucian erau niște chestii extraordinar de complicate și de sofisticate, adică butoi cu ruimenți sună așa, sună fantastic, e deja inginerie, dar ți se pare că a scrie poezie înseamnă să fii în prezent sau să spugi întotdeauna de prezent? Mă gândesc să punctez, să punctăm din când în când discuția despre jocuri, jucării, copilării și pe partea asta, pentru că poezia este cheia ta de boltă. Și pentru că atunci când trăiești într-o poezie, e foarte greu să lași alte aspecte ale vieții tale să nu fie permeate de ea. Și atunci e păcat, avându-te drept invitat, să nu te mai întreb din când în când ceva legat și de poezie. Da, e foarte tare întrebarea și o să încerc să aproximez un răspuns. În primul rând, da, e evident că materia prima a literaturii e timpul. Asta e foarte clar. Lucrăm cu timp pe care creierul nostru îl metabolizează, îl transformă în imagini, îl transformă în centre de gravitație ale existenței noastre interne și cu cât mai gravitaționale, cu atât adună mai mult din noi în jurul lor. Poezia reală e întotdeauna hipergravitațională. Iar materia primă e timp, ai dreptate, perfect. Cred că acum răspunsul e foarte aproximativ și improvizat, așa că s-ar putea să greșesc. Dar cred că în diviziunea asta literară a muncii, trecutul și vârstele trecutului sunt mai degrabă ale prozei. Cred că proza este specia literaturii mai interesată de recuperarea trecutului. Nu mă refer doar la Proust, dar în general proza coboară, face pe arheologul, cum făcea erai mică. Mulțumesc! Mai încolo, o să crești mare. Proza încearcă să recupereze din straturile trecutului pentru a ne construi materia asta psihică, pentru a ne ordona în structuri recognoscibile de către noi tot ce s-a întâmplat cu viața noastră. Și pentru a ne da o coerență. Pentru a ne da o coerență, da. No. Deci, dacă literatura e individuație și este, proza se ocupă cu trecutul, cu recuperarea trecutului acestei individuații și cred că poezia răspunde mai degrabă la prezent. Și mă gândesc că rolul poeziei e să te țină inserat în aici și acum, în hic et nunc, în imanența lumii. Și atunci ea trebuie să secrete prezent, să te învețe ce este prezentul și să te ajute să-l secretezi ca o formă a existenței tale. De asta, de pildă, cred că cei mai mulți dintre poeții pe care îi cunosc eu s-au simțit atât de blocați când a început pandemia. Pentru că, în principiu,
Pandemia ar trebui să fie, lăsând boala și suferința la o parte, dacă e posibil să le lași și nu e, dar teoretic, claustrarea asta între patru pereți, cu o cantitate gigantică de timp la îndemână, ar trebui să fie favorabilă poetului. Ei bine, cei mai mulți dintre poeți n-au reușit să scrie, dintre cei pe care îi cunosc eu, pentru că aveau senzația că nu știu cum să metabolizeze acest timp. Creierul lor nu știa cum să descompună, nu avea sucurile gastrice necesare pentru a descompune acest timp ațos, dur, un timp carceral, un timp al captivității. Știi? Mi-a adus aminte, când m-am gândit la timpul ăsta, mi-am adus aminte de formula lui Dante, tempo imposto. El undeva, timp impus, definește viața ca pe un timp impus pe care trebuie să-l parcurgi și care este greu de parcurs. Ei, eram cu toți într-un timp impus, într-un timp al unei captivități, într-un timp carceral pe care nu reușeam să-l transformăm în imagini, mai ales în imagini policolore, cum trebuie să facă poezia, așa și mai departe. Gândirea pozitivă, să le spunem. Și da și nu. Gândirea pur și simplu. Gândirea poetică pur și simplu, și pozitivă și negativă. Nu, am zis, iartă-mă, în diapozitive. În diapozitive. Ai spus de polichrome, da. Gândire pozitivă nu prea zic niciodată. Mă cam tem de sintagma asta. Ai dreptate, uite, se leagă foarte frumos și cu diapozitivele. Adică tu le legi foarte frumos. Într-adevăr, cred că poezia trebuie să fie un fel de diapozitiv mental. De la Aristotel la Ezra Pound, lumea a definit în miliarde, nu miliarde, exagerez, în mii de feluri poezia. Ca imagine plus ceva întotdeauna. Acel ceva diferă, e diferența specifică, dar toți cad de acord că ceea ce e necesar, că necesarul poeziei este imagine. Nu există poezie fără imagine. Deci necesarul poeziei e diapozitivul, ca să fac referința la asta. Deci nu reușeam să transformăm timpul acesta al captivității, ne-a luat ceva timp până am învățat să o facem, în imagini, în diapozitive. Asta a fost, de fapt, dificultatea majoră în pandemie. Cred că asta e problema în viață, că îți trebuie mult timp ca să fii stăpânul timpului, până la urmă, dacă reușești. Acum, aș zice așa, că îți trebuie mai mult timp decât tot timpul, ca să fie o bucățică din timp. Și acolo când rămâne un rest, ăla e. Deci este la țanc și s-a închis. Acum că spui lucrul ăsta, îmi dau seama că am foarte multe momente. Nu numai eu, cu siguranță toată lumea, iarăși, în partea aia a vieții în care se acumulează oboseala. Când mergem pe stradă, îmi dau seama de cât a trecut și cât mai este. Și acest cât mai este, este puțin, dar și cel de dinainte tot puțin a fost. Și însumate, sunt un puțin care totuși paradoxal e mult și ar fi suficient dacă. Mă gândesc că și dacă este o condiție a poeziei și cu dacă jonglează mult poezia, am început să urăsc acest cuvânt, dacă. În tinerețe îl folosești foarte mult. Te condiționează foarte frumos. E mereu un izvor de speranță îndreptată spre viitor. Iată că n-am zis ce din literatură ar aparține viitorului ca gen sau ca orice vrei tu să definim. Dar îmi place foarte mult gândul ăsta de energie secretorie care vine din poezie. Exact în metafora tropului, zahăr pentru poezie, poezie pentru zahăr. Probabil că poeții care n-au știut ce să facă cu prea mult timp în pandemie, bine, este și această presiune enormă a realității, căreia nu te poți opune, este că se întâmplă asta pentru că timpul s-a suspendat. Când ai prea mult timp, nu mai ai cum să te raportezi la el. Nu prea mai am sentimentul ăsta de foarte multă vreme. Dar înțeleg perfect ce spui. Înțeleg că există și o anumită constrângere de care ai nevoie ca să aparții prezentului și, prin urmare, să poți să scrii poezie. Îmi place foarte mult această paranteză pe care o faci. Te rog mult să intervii cu poezie oricând. Îți propun să ne întoarcem acum la jocuri, jucării, copilării, unde am rămas, și anume la momentul pionieratului. Da. Cum ai devenit pionier? Dar înainte de asta, spune-mi, te rog, de ce te jucai în copilărie? Care erau jocurile preferate? În grup sau singur? Mă jucam ca toți copiii.
mă jucam și jocurile obișnuite, fotbal, cum se numesc toate variantele astea de fotbal din spatele blocului, miuță, hamburger match sau humber match, nu știu dacă exista așa ceva în alte zone ale țării. În fine, ne plimbam, jucam, ne jucam cu, cum zic, cu diapozitivele, făceam clasoare cu timbre, deci tot imagini. Cam astea erau jocurile colective, nu-mi vine în minte altceva acum. Mai târziu am început să ne jucăm flori, fete și băieți. Așa. Data a cincea. Și singur nu mă jucam, singur mai degrabă citeam, de fapt. Îmi plăcea să citesc. M-aș lega puțin, deși deviez, dar mi-am adus aminte că vorbeai despre timpul viitor. Am încercat să-mi dau seama dacă e mai potrivit poeziei sau prozei, n-am un răspuns, dar mi-am adus aminte ce spune George Steiner în... Oare unde spune asta... O să-mi aduc aminte și... știu unde spune, în După Babel. Spune, inventarea iubirii și a timpului viitor sunt cele care au făcut succesul speciei. Faptul că iubirea și el le leagă, iubirea și timpul viitor pentru el sunt cumva conectate. Și faptul că noi am inventat limba și toate structurile limbajului și creierul nostru a început să funcționeze ca o mașinărie lingvistică pentru a putea secreta viitor, pentru a putea inventa ceva ce există în viitor, pentru a putea proiecta, pentru a ne putea coordona, pentru a putea vâna, pentru a putea construi, de fapt, împreună lucruri în viitor. Iubirea și viitorul sunt pentru Steiner legate, sunt pentru el cele două mari invenții care au dus la succesul speciei umane. Și cred că și proza și poezia se pliază bine pe viitor, deși îmi vine greu să găsesc în poezie ceva echivalent cu sci-fi-ul, să zicem. Nu prea există poezie sci-fi, sau nu prea există poezie care să proiecteze neapărat viitorul, dar există, pe de altă parte, o poezie care protestează împotriva prezentului, care refuză trecutul, toți mari anarhiști, toți mari revoluționari ai poeziei, de la Rimbaud la Ginsberg, sunt așa. Sunt împotriva trecutului, sunt dezgustați de prezent și atunci implică o formă de viitor, chiar dacă nu vorbesc despre ea, dar ei vorbesc dinăuntru unui timp care încă nu există și în care ființa va fi schimbată. Vorbesc din interiorul unui viitor în care omul va exista cu adevărat, pentru că ce a fost până acum pentru ei a fost doar un fel de simulacru de oameni. Niște progresiști ai gândirii lui mâine. Cred că aici e vorba de speranța asta pusă mereu într-un mâine care va continua. Este speranța noastră că vom mai fi, că vom mai trăi, că vom mai iubi, că va mai fi ceva. Pentru că este copleșitor gândul că în momentul în care tu nu o să mai fii, totul o să rămână la fel. Viața o să meargă înainte, lumea o să meargă înainte absolut la fel. Nu se va schimba absolut nimic din vieirea ta. Și atunci încerci să-i opui câte ceva. Mă gândeam dacă muzica poate să-i aparțină lui mâine. În sensul că proza domină trecutul, romanul este regele trecutului. Poezia este într-un prezent foarte, foarte labil, un nisip mișcător al prezentului. Așa simt poezia. Poate partea aia de care vorbești, acel nedefinit, dincolo de imagine și de timp în poezie, este sufletul. Sau ceva mic din suflet care rămâne acolo și care variază, sau poate speranța, iar în viitor, da, ar putea fi, uite, Dune, de exemplu, este proză, dar ar putea aparține viitorului, nu în sensul de realitățile pe care le descrie, ci în sensul de mentalitate, în sensul de gândirea asta care proiectează într-un mâine, care se continuă prin clone, prin... Tot ce urmează după noi, care suntem aceiași, doar că tehnologia, să zicem, sau realitatea a avansat în alți parametri. Mă gândesc la muzică pentru că nu știu ce altceva să-i opun din literatură viitorului. Cred că impresia mea, tot așa improvizând, e că muzica e mai degrabă suspendarea timpului, suspendarea integrală a timpului. E adevărat. Cred că muzica e dizolvantul cel mai eficient al timpului. Sigur că și ea la rândul ei e timp.
Și ea construiește structurile ei în timp, nu? Distinția clasică deja lui Lessing între artele temporale. Și muzica e o artă a timpului. Într-un fel seamănă cu literatura din punctul ăsta de vedere, că și ea construiește în timp. Dar muzica folosește efectiv timpul în construcția ei, pe care îl suspendă. Asta e paradoxul ei. Folosește hălci de timp pe care le asamblează în structuri mai complicate, mai sofisticate sau mai primitive, mă rog, depinde ce tip de muzică e, dar efectul ei e că le face, că le golește de materia temporală dinăuntru lor, că suspendă integral timpul. Dacă există ceva ce suspendă timpul, cred că e muzica mea. Există în Cortázar o povestire în El Perseguidor, are două traduceri în limba română, una se cheamă Urmăritorul, una cealaltă am uitat cum se cheamă, dar este despre Charlie Parker, despre marele muzician, da, care îi spune într-o conversație, îi spune cuiva: ai ascultat solo, improvizația mea astăzi la studio? Da, îi spune. Și la ce te gândeai în timp ce? Și îi spune, păi, ba nu, îi povestește la ce se gândea. Zice, uite, m-am gândit în timp ce făceam solo-ul respectiv, îi spune Charlie Parker, care se numește altfel în proză, nu mai știu cum. Zice, m-am gândit la cutare lucru din copilărie, la cutare lucru din adolescență, la cutare iubire, la cutare situație de viață. Și tot povestește și îi zice, de câtă vreme îți povestesc? Și colocutorul îi spune, de vreo 12 minute. Ei, vezi, solo-ul a durat 2 minute, asta e muzică. O comprimare extra, dar eu aș spune altceva, că nu e doar comprimare, e dizolvare, cum spuneam, a timpului. Și literatura te poate ajuta să faci asta, mai ales dacă o folosești explicit cumva împotriva timpului. Junger își începe la 70 de ani un jurnal, se plictisise de jurnalele dinainte și începe unul care se cheamă chiar Zipzig Fărvet, 70 studere. Și spune cam așa, încep acest jurnal în ziua în care împlinesc 70 de ani pentru a nota felul în care intră moartea în existență. 70 sunt anii dați omului pe pământ și așa că nu mai poate dura mult. Și scrie, și scrie, documentându-și moartea, nu? Și după cum știi, Junger moare la 102-103 ani. Deci, din Zipzig Fărvet s-au făcut 5 volume groase în format foarte mare, până s-a plictisit și de ele. Deci, chiar dacă ți se pare că în față nu mai e mult, să zicem, te poți înșela, poți să fii Junger sau Mihai Șora sau Gadamer sau Maurice Nadeau, unul dintre marii centenari ai Europei, și să ai în față mult mai mult decât credeai. Și când te gândești la oameni care au de gestionat peste un secol de trecut, a căror memorie are de gestionat peste un secol de trecut, pur și simplu timpul chiar își pierde înțelesul și devine ficțiunea asta despre care vorbesc fizicienii la modul abstract, când îți explică cum timpul e o ficțiune, de fapt, generată de niște proprietăți intrinsece ale materiei, ale stringurilor, cum zic fizicienii astăzi. Ei, când te gândești la genul ăsta de memorie infinită, timpul în ea e suspendat, așa cum e suspendat și în muzică. Într-un fel, memoria, excesul de memorie e muzică, de fapt. Creierul nostru de la un punct încolo se transformă în muzică. Dar e bine că există și această parte a proiecției, ca și la Junger. Am mai avut 32 de ani și uite, a început să-i proiecteze de la 70 și cumva proiectându-i a și creat. De aici și speranța asta într-un mâine, care contează foarte mult și ne întoarcem la iubire și la capacitatea asta de a gândi ce urmează. Să revin la pionieri, nu? Că asta era... Dacă vrei, dacă nu, amestecăm timpul, pentru că, iată, m-am gândit să știi că vom ajunge să discutăm despre moarte. Orice discuție despre timp ajunge la moarte inevitabil și nu am vrut să evit asta, pentru că de ce nu chiar într-o discuție de sărbători, într-o discuție de bilanț, de sfârșit de an, vrând nevrând îți pui întrebări și cred că în momentele astea festive, magice, frumoase, ai suficient backup pozitiv cât să poți să ataci și astfel de întrebări grele. Dacă vrei să revii la pionier, bine, dacă nu, mergem mai departe cu ce vrei tu. Păi, o să-ți povestesc cum a arătat ziua în care am fost făcut pionier și după aceea o să vedem dacă se poate lega cumva de moarte, dacă ne duce discuția încolo. Mi-aduc aminte, ne-am fost făcuți pionieri chiar în curtea acelui
acele garnizoane militare sau ce-o fi fost. Pentru că ea era mărginită de blocuri pe aproape toate laturile, în spate era pădurea. Și blocurile fiind mai înalte decât gardul unității, toți părinții puteau sta în balcoane și să privească în curtea acelei garnizoane, să-și vadă copiii cum sunt făcuți pionieri. Și pe mine a căzut măgăreața să citesc acel jurământ, sau cum se numea el, acea declarație a elevului, a șoimului patriei, care este avansat la rangul sacrosant de pionier. Și mi-aduc aminte că eram emoționat, mi-aduc aminte că ar fi trebuit să citească o fată de clasa a patra, bănuiesc, mai era clasa terminală în ciclul nostru, probabil șefa de promoție a anului ei, și am fost ales eu să citesc și țin minte că mi-a spus niște lucruri rănite și m-am simțit vinovat din cauza asta, că ea se pregătise, probabil că își luase costum de bumbac de pionier, nu costum de plastic. Îți mărturisesc că eu, fiind în uniforme din astea de băieți, care cred că erau toate la fel, nu știam diferența dintre uniformele de plastic și cele de bumbac. La noi erau niște, știi bine, niște pantaloni simpli și o cămașă albă și o cravată, pe care am primit-o în ziua respectivă, cu inel, și mi s-a spus că e foarte important să nu pierdem inelul și l-am încercat din disperare să nu-l pierd până când a venit Revoluția. Nu știu ce era atât de grav în a pierde inelul cravatei, era o probă de neglijență patriotică. Nu mai stătea, nu mai aveai nodul cravatei, pe lângă faptul că nu erai disciplinat. Da, nu-mi dau seama, probabil că de rațiuni estetice, cum zici, nu mai arătai cum trebuie. Unii dintre militari deja mă cunoșteau și mă felicitau, mă simțeam cumva buddy deja cu ei, veneau la mine. Eram băiatul care le spunea poezie și cărora dădeau ei zahăr. S-ar putea de acolo să-mi vină și preferința pentru dulciuri, deși asta a fost cu pionierii, și după aceea au urmat toate poveștile astea cu comandantul de detașament, care trebuie să dea raportul învățătoarei cu efectivul clasei, care este în număr de atâția elevi este prezent, și așa mai departe. Era o formă... Nu-mi dădeam seama cât de antipatică este. Acum, gândindu-mă retrospectiv, poate e doar o proiecție a adultului înspre copil, această antipatie pentru quasi-militarizarea acelui tip de relație cu profesorul. Dar atunci, probabil că o resimțeam cu toții ca fiind normală, mai puțin colegul meu Lucian, care, repet, avea o admirabilă conștiință civică, etică, politică, încă de atunci. Altfel, copilăria, deși cenușie ca noastră a tuturor copiilor din comunismul târziu, era fericită. Era cenușie, era muncitorească, era sărăcuță, că așa era România atunci, dar era plină de bucurie. Mi-aduc și acum aminte cât de magic era Crăciunul pentru noi, copiii Ivan, cum ne strecuram pe furiș, pe submese și scaune ca să furăm bomboane din pomul de Crăciun, care conținea niște bomboane de-astea în staniol, și noi desfăceam staniolul, luam bomboanele alea și puneam staniolul la loc. Mama se prefăcea că nu ne vede. Prins apoi când trebuia să dea bradul jos și erau goale recipientele respective. Pentru noi era... Ne-am prins așa că nu... Ne-am prins de povestea cu moșul, dar încercam eu cu sora, care e consecutivă mie ca vârstă, cu Ramona, încercam să păstrăm secretul faptului că moșul nu există pentru cei mici, să ținem ascunse de ei cadourile și ei să nu afle. Avea un anume, nu cred că e doar retrospectivă, intensitatea asta mistică a copilăriei pe care o simt gândindu-mă la ea. Am citit mult mai... Acum vreo 5-6 ani am citit o chestie cu... Citesc ca toată lumea neuroștiințe vulgarizate, tuturor ne... E probabil o evidență. Neuroștiințele și cosmologia sunt cele mai creative dintre lucrurile de azi. Au luat fața... Literaturii. Da, și literaturii. Da. Ei, spunea cineva acum vreo 6 ani, un savant, că neuronii oglindă, cei folosiți în copilărie, care absorb informații într-o cantitate mult mai mare și mult mai eficient, sunt singurele clustere de neuroni care nu se autodistrug,
după ieșirea din copilărie și întrebarea era de ce nu se autodistrug. Era limpede că îi mai folosește creierul la ceva. Și acest savant de care îți spun descoperise că aceste clustere de neuroni oglindă sunt apoi utilizate în, spunea el, în generarea senzațiilor mistice și paranormale. Și mi s-a părut foarte frumos că exact creierul pe care îl folosești copil fiind este creierul pe care, sau acele secțiuni din creier care îți construiesc copilăria, sunt exact și cele care îți construiesc gândirea magică, da. Magicul, da, sacralul, relația asta cu transcendentul spus prețios. Deci, cumva, neurologic vorbind, copilăria e mistică. Asta spun. Copilul e mistic în mod natural și e programat de propriul creier să fie mistic. Mm-hmm. Nu e ceva ce, doar ceva ce, nu e doar nostalgia noastră. Nostalgia transformă tot timpul orice obiect în ceva mistic. Uh-huh. Nostalgia după iubire pierdută sau nostalgia după orice transformă obiectul respectiv în ceva mistic. Înțelepciunea și iubirea mea e jocul, la asta mă gândesc acum. Mi se pare o demonstrație matematică foarte frumoasă asta, cum misticismul vieții noastre rezidă în copilărie și dacă îți păstrezi partea asta, e un truism, evident că ți-o păstrezi, dar dacă ești conștient de lucrul ăsta, atunci îți găsești ancore în copilărie. De asta copilăria pare magică, ne pare retroactiv magică. Voiam să te întreb, ce anume crezi ca adult că nu mai poți găsi în Crăciun? Dincolo de schimbarea de regim, de vârstă, de biologie, de orice, care dimensiunea Crăciunului ca adult nu mai poate încăpea în mintea noastră? Întrebarea e complicată pentru că sunt mai multe tipuri de adulți, raportându-ne la Crăciun, să zic așa doar. Cei pentru care Crăciunul e golit de conținutul lui creștin, nu? Care se raportează într-un fel la el și cei pentru care el reprezintă încă o actualizare a poveștii creștine, o actualizare anuală a nașterii lui Iisus. Evident că fiecare dintre aceste două tipuri de adulți se va raporta completamente diferit la Crăciun. Dar ce vreau să spun e că fiind Crăciunul o sărbătoare sacră, religioasă, creștină, e esențial dacă te raportezi la el ca un creștin sau ca un non-creștin, fie el ateu, fie ceva de altă religie, altă confesiune. Și atunci ai de recuperat lucruri diferite din el. Dar vorbind din punctul meu de vedere, al unui om care a crezut de mic și crede încă astăzi că a existat un zeu care s-a născut dintr-o virgină și a murit apoi pe cruce, o poveste atât de absurdă încât nu poate fi decât adevărată, ca să parafrazez un teolog vechi, Mi-a place foarte mult să spun asta. E reconfortant să o spui. Este iarăși o demonstrație logică reconfortantă. Deci, raportându-mă așa la el, conținutul lui creștin cred că este reactualizabil la orice vârstă. Cred că există și copii și adulți și bătrâni care trăiesc la fel de intens această naștere a zeului. Ce nu poți recupera este de fapt nu atât conținutul lui creștin cât copilăria însă și e o banalitate ce spun, dar nu poți recupera acel mod de funcționare al creierului care făcea lumea intensă clipă de clipă, pentru că asta fac acei neuroni oglindă care au capacitatea asta de a absorbi informația atât de intens. E ca și când fiecare neuron pe care l-ai acum ca adult ar avea o gravitație de 7-8 ori mai mare, ar absorbi de 7-8 ori mai multă informație. Cu 7-8 guri deschise ar sorbi din lume informație setoși sau înfometați. Asta generează intensitate. Copilăria e intensă în mod natural, e poetică, pentru că poezia e intensitate. Mm. Pentru mine criteriul poeziei e intensitatea, nu altceva. Și orice e intens e poezie, convers. Adică un film intens, un dans intens, un joc intens, orice e intens, e poezie. Și atunci copilăria fiind intensă e poetică. Asta nu mai recupera. Și ea e poetică în mod natural, secundă de secundă. Asta nu poți recupera. De asta copiii spun atât de multe lucruri fabuloase. Ei livrează fraze intense de foarte multe ori pe zi, trebuie doar să fii tu atent la ele. Și le notezi și ești uluit. După ce ies din acel mod de funcționare a creierului, în anii târzii ai copilăriei,
dispare și la ei, ajung la fel de banal ca noi adulți. Dar în copilărie, dacă ești atent la ei, vei găsi livrată intensitatea asta a vieții în rafale, în fraze hipnotice. Aduți aminte de cărțile profesorului Zaica, experimentul Zaica, care el culegea astfel de propoziții halucinante. Sunt unele dintre, am avut, când am citit de pildă Mendevilului Cărtărescu, genul ăsta de intensitate hipnotică și năucitoare a lumii copilăriei am regăsit-o. Ei bine, exact asta pierzi. Pierzi intensitatea pe care lumea o are secundă de secundă și pe care, dacă ești norocos ca adult și îți duci creierul și inima, le mai găsești. În filme, în cărți, în dansuri, în muzice, în iubiri, în toate lucrurile astea, îți mai pot livra intensitate. Și intensitatea e ceea ce face lumea să merite trăită. Și atunci, din când în când, mai găsești în tine mici fântâni de copilărie, mici oaze în care cobori în lumea în care erai copil. Dar în Crăciun erai, în perioada Crăciunului copilăriei, erai copil secundă de secundă. Da, problema ca adult e că nu poți susține aceste momente. Timpul devine din ce în ce mai scurt și mai opresiv, dar nu se mai leagă acea stare continuă de intensitate ca în copilărie. Îmi aduc aminte acum că nu mi-ai răspuns la prima întrebare și revin, nu din pedanterie. Care este vârsta la care ți-ai fixat propria conștiință? Când te gândești la Radu Vancu și la identitatea ta, de când știi tu cine ești? Îți spun în oglindă că eu am avut sentimentul ăsta la 9 ani. De la 9 ani am același observator în mine care a rămas constant când mă raportez la eu-ul meu cel mai vechi, în sensul de coerență a structurii mele interne, este Nadine de la 9 ani. E discutabil aici din punct de vedere neurologic, din toate punctele de vedere, am mai întâlnit această vârstă. Și mă interesează, pentru că vorbim despre copilărie, cum se formează partea asta, nucleul tău și la tine de ce a fost influențată. Și dacă e vorba de cărți, evident e vorba și de cărți. Care au fost ele? Nu știu dacă vorbim despre acela, adică dacă am înțeles referentul întrebării tale, dar și probabil că nu l-am înțeles. Prima dată, e vina mea atunci. Nu, da, o să ne lămurim noi. Prima dată când am înțeles că eu exist separat de alții și că la rândul lor alții există separați de mine și își duc viața lor ignorând de plin existența mea și fiind ei actorii principali în viața lor, eram foarte mic, cândva până la 3 ani, trebuie să fi fost, pentru că eram la grădinița de pe podul Minciunilor din Sibiu, unde am fost o vreme, împreună cu sora mea mai mică, Ramona, și cred că am fost până la, sau poate, și, poate să fi fost și după 3 ani, poate înspre 4-5 ani, să zicem, pentru că la 6 ani deja am început să merg la școală, deci înainte de vârsta de 6 ani, eram pe podul Minciunilor cu unul dintre părinții mei, nu mai știu dacă era mama sau tata, și o fetiță care trecea prin apropiere cu mama ei mi-a atras atenția, nu mai știu de ce. Și am privit-o, ea evident m-a ignorat și și-a văzut de drum și m-am uitat după ea cum pleca și mi-am dat seama că ea are viața ei, cum zic, care va continua cu totuși independent de mine, în care ea este ceea ce aș numi acum actor principal, dar atunci n-aveam evident cum să gândesc așa, cum să numesc astfel fenomenul, că ea este centrul propriei vieți în care nici eu, nici mama, nici nimeni din lumea mea nu există. Și că, de fapt, traversăm lumea asta cumva separați, poate singuri, și gândul ăsta m-a făcut foarte trist atunci, foarte trist. Gândul că, nu doar gândul că fetița aia nu știe că există, mă rog, asta am învățat cu vremea să... și gândul ăsta poate, dar mai ales gândul că existăm separați, fiecare în viața noastră, și că nu există un centru al lumii, de fapt, în care să fim plasați. Că e o pluralitate de asta extraordinară și îngrozitoare de vieți care există simultan pe pământ. Nu cred că asta înseamnă neapărat ce spuneai tu, adică
conștiința asta individului și poate începutul individuației sau ceva mai... Da, nu la asta mă referam. Îmi permit aici să observ faptul că ai amintiri dinainte de vârsta de 4 ani, ceea ce este mare lucru. Apoi, sentimentul ăsta al singurătății este o revelație la tot felul de vârste, în tot felul de moduri și din multe unghiuri. Pentru un copil de 3 ani e fantastic, dar dincolo de constanța obiectului, să-i spun, la vârsta respectivă pe care o conștientizai tu sau opusul ei, eu mă referam la formarea identității și la conștiința că ceea ce ești tu, cine ești tu, rămâne neschimbat. Adică găsirea propriului eu, dar în copilărie, nu format după aceea prin educație, prin învățare și așa mai departe. Cine ești tu? E ca un fel de căutare și la un moment dat, ca în joculețele acelea din copilărie, știi, cu un fel de labirint în care aveai o biluță și trebuia să cadă în locul respectiv. Era foarte greu pentru că era foarte mic jocul și biluța foarte mică și era o chestie foarte fină de automatism aproape. Și făcea la un moment dat țac și acolo era. Și știi, în momentul ăla știi, am intrat în matca mea, eu ăsta sunt, orice ar fi, rămân același. Și este un drum înapoi atunci când ai o îndoială, ai o cumpănă, ai o mare oboseală, revin la lucrul ăsta. Te întorci acolo și știi cine ești. Intuitiv, fără să-ți pui problema. Dar nu la o vârstă atât de mică, la 3 sau la 4 ani, la o vârstă la care ești deja conștient, la care ai înțeles de mult că tu ești separat de lume, de mama, tata, de tine din oglindă. Acum, revenind, te mișc puțin prin copilărie și între poezie și literatură ca să acoperim cât mai mult, pentru că mi-e foarte frică să nu se termine discuția din cauza timpului, iarăși. Există lucruri care ți s-au spus la școală sau acasă sau, nu știu, maxime sau proverbe care să te fi marcat, să-ți fi rămas ca un fel de călăuză de care n-ai fost conștient în viață. Și uite, îți dau un exemplu de la mine. Am stat și m-am gândit pentru discuția asta, pentru că îmi revin lucrurile astea. Nu știu dacă ele au avut o influență benefică sau nu, dar îmi dau seama că m-au marcat. Pe un premiu de, nu știu, în clasa 1, în clasa 2, învățătoarea mi-a scris un citat din Tagore: să te risipești dăruindu-ți ființă, însăși florile n-ar fi flori fără surâsul nostru. Nu știu dacă eu la 7-8 ani am înțeles lucrul ăsta. Mi se părea obscen, fără să conștientizez asta, obscenă ideea de risipă. De ce să te risipești și mai ales să dai din tine, de ce nu invers să aduni? Dar a rămas și îmi dau seama că am făcut asta toată viața. Pentru că e ca un fel de... am primit o indicație. Aveam și un mare respect pentru autoritatea școlii. Fiind născută pe 15 septembrie și fiind cumva pe drumul ăsta predestinat. Și mi-a rămas asta. Un alt lucru. Am avut o dirigintă fantastică, profesoară de matematică, doamna Cristea, care, tot așa, pe o carte premium, mi-a scris că matematica e filozofia vieții. Mai târziu aș fi zis că fizica. Voiam să ajung și aici pentru că amândoi am făcut liceu de matematică fizică, Gheorghe Lazăr, tu la Sibiu, eu la București, în același timp. Și fizica este materia care mi-a plăcut cel mai mult. Nu trebuia să merg la matematică fizică. Așa a fost atunci toată generația noastră, probabil, ca mate fizică. Dar dintre toate materiile, fizica era cea mai poetică. Și o ultimă chestie. Prietena mea cea mai bună, care a murit de cancer acum 7 ani, la un moment dat mi-a urat de Crăciun, tot pe o felicitare, cu o carte, să-ți aducă moșul o grămadă de jucării vii. Și am rămas cu lucrul ăsta pentru că jucăriile vii, adică n-aș vrea ca oamenii să fie priviți ca jucării, nici ideea inversă de automatism în oameni. Dar cele trei, cumva, mi-au venit în minte astăzi, în timp ce mă gândeam la discuția noastră, mie îmi dau un curs al vieții, o căutare. Ți-am opus lucrul ăsta în oglindă,
ca să văd dacă la tine au existat, poate nici nu suntem conștienți de asta, dacă mai forez în mine, cu siguranță voi găsi multe altele, lucruri care mi s-au spus și pe care copil fiind, sau mai târziu, adolescentă sau prima tinerețe, le-am asimilat fără să-mi dau seama și m-am conformat lor. Ai așa ceva? Cu siguranță sunt. Îmi vine greu să le găsesc așa de precis cum ai făcut-o tu. Am avut și timp. Am trișat, iartă-mă. Nu vorba. Poate e vorba și de asta, dar sunt atât de multe lucruri care ar putea fi răspunsuri. De pildă, când citeam, cred că nu 4 eram, când citeam, am început să citesc o mieșina de noți pe care le-am tot citit și recitit după aia. Oho. O frază acolo, când povestitorul vrea să sublinieze că urmează ceva esențial, ceva memorabil, spune... Asta ar trebui, povestea asta sau fraza care urmează, ar trebui cusută cu acul pe colțul ochiului, în așa fel încât să o ai permanent în fața ochilor atunci când trăiești. Și cumva așa, și așa mi-a reprezentat literatura de atunci, sau lucrurile, versurile, poveștile esențiale din literatură. Ca ceva ce ar trebui să se întipărească pe ochi, pe pielița de deasupra ochiului, încât să vezi tot timpul în față fraza, textul, să nu uiți, să facă parte din tine, din corpul tău, din vederea ta, din lumina ta. Mult mai târziu, când eram deja prieten cu Mircea Ivănescu, am crezut la început că el cochetează când spune că n-a citit cu adevărat nicio carte decât, sau poate una, două, după care mi-a explicat că el înțelege prin a citi o carte exact posibilitatea de a o reactualiza integral oricând vrei, fără să ai cartea în față. Da? Mm-hmm. Se aduce aminte pasajul, paragraful, rândul din ea de care ai nevoie fără, cu un fel de memorie îngerească. Mm-hmm. Fără efort și în mod natural. Și așa, într-adevăr, dacă înțelegi prin citit asta, niciunul dintre noi n-a citit nicio carte, sau aproape niciunul dintre noi, cu două, trei, patru excepții de când există omenirea, n-a citit nicio carte niciodată. Dar mi-am dat seama că semăna mult cu idealul respectiv. Idealul lui Ivănescu de a citi semăna cu idealul de a scrie în colțul, cu acul în colțul ochiului ceva care să te însoțească atâta vreme cât vei privi lumea. Felul ăsta de a înțelege literatura mi-a rămas până astăzi. Cred că ea nu are rost dacă nu intră în lumina ta, dacă nu intră în vederea ta la propriu, dacă după ce citești o carte trebuie să privești lumea altfel. Nu neapărat să vezi textul scris în fața ochilor, evident. N-ar strica nici asta. Dar cel puțin să-ți schimbe fundamental felul în care te uiți la lume, felul în care vezi lumea. În altă variantă se spunea, e o poveste care ar merita cu sută în colțul inimii, se spunea. Uh-huh. Sau așa, să-ți schimbe vederea, să-ți schimbe inima. Inima ta să se uite altfel la lume după ce ai citit. Și cred că înțelesul poate cere o literaturi, deși nu cred. Există scriitori care chiar îți oferă asta. Nu cred că cere eu prea mult de la literatură. Trebuie noi ca scriitori să încercăm să cerem mai mult de la noi. Să încercăm să cerem și asta. Să scriem în așa fel încât, dacă e posibil, măcar un milimetru pătrat din inima altcuiva sau din vederea altcuiva să fie imprimat cu ceva ce a trecut prin creierul și prin inima noastră. Sau măcar un mililitru de sânge pompat de acea inimă. E foarte frumoasă ideea asta cu legătura dintre precizia citatului în sensul de citire, în sensul lui Mircea Ivănescu, căreia îi se poate opune preciziei, precizia imaginii. Atâta timp cât nu poți da citatul, nu mai știi cuvântul, nu mai știi rândul, dacă ai imaginea, și O mie și una de nopți este un exemplu perfect pentru asta, curg imagini. De fapt, de foarte multe ori mi-am imaginat toate cărțile, așa aș vrea să privesc cărțile din biblioteca mea, nu ca pe niște culegeri de rânduri scrise în cuvinte negru pe alb. În momentul în care se deschid, ele revarsă imagini, nu șiruri de cuvinte care curg și cad ca într-o clepsidră. Și în imaginile acelea e toată viața, adică toată viața.
o bibliotecă este, nu știu cum, o inimă gigant care pompează viață pentru eternitate. Adică e un perpetuum mobile fantastic. Mă bucur tare că ai pomenit de O mie și una de nopți. Și una din cărțile mele de căpătii și o carte în care te poți întoarce la infinit, recuperând timpul ăsta magic. Acum, întorcându-ne la poezie, vezi că te tot duc într-un fel de labirint poetico pionierico copilăresc. Dacă ar fi să ne povestești un moment din viața ta scurt, care să fie, să spunem, un haiku, un limeric și o glosă, forme poetice, care ar fi? Poate din copilărie, pentru că e mai ușor. Ca adult nu ți s-au fixat poate atât de bine. Da. Copilăria, într-un fel paradoxal, din copilărie e mai greu de selectat, pentru că dacă e un haiku, să zicem, care e o fulgurație, un moment fulgurant, nu? În care ai intuiția lumii legată de un anotimp, de o formă a naturii și așa mai departe, astea se întâmplă, cum ziceam și înainte, se întâmplă în copilărie constant. Se întâmplă la foc automat. Și așa că toate amintirile din copilărie pentru mine sunt haicuri. Copilăria e o antologie de haicuri, de fapt. Cam așa mi-o reprezint. Și vine greu să aleg ceva, pentru că unele sunt intense și enervante, cum e imaginea cu profesoara căptușindu-ne cu coada de mătură. Altele sunt intense și înspăimântătoare, cum a fost acea iarnă în care m-am dus cu sora mea Ramona și cu fratele meu Iuli pe un lăculeț acolo lângă, în pădurea de lângă Valea Orie, și mergeam pe gheață și s-a rupt gheața cu unul dintre ei și am reușit să-l scot, adică era Iuli cel mic, l-am scos împreună și l-am dus acasă fără să pățească nimic, dar am simțit că atunci se putea termina și asta a fost înfiorător. Poate să fie intens și caragios acum, dar atunci terifiant, cum a fost momentul din copilărie de la bunici, când pe strada paralelă cu strada lor, care era în vârful dealului, găinile ieșiseră pe mijlocul străzii și eu, care eram un mare bleg, cum ți-am spus, și mă temeam până și de găini atunci, ca un copil de la bloc, am stat până seara pe mijlocul străzii, fără să mă mai duc acasă, așteptând ca găinile să se retragă la culcare, să pot trece printre ele și să mă duc eliberat de pericolul de moarte care venea dinspre ele, să mă duc înapoi acasă. Și când am ajuns acasă la bunica, am găsit toată casa evident agitată, mă căutaseră peste tot, prin jurul casei, dar nu pe strada vecină. Eu stătusem temându-mă de găini și tot a fost foarte intens. A durat câteva ore până s-a făcut seară și s-au dus găinile. Pentru mine a fost o singură clipă gigantică în care lucrurile astea s-au mișcat. Sau poate să fie, intens și foarte frumos, ca seriile alea de Crăciun despre care îți povesteam, în care împreună cu frații și cu surorile făceam campanii de cucerire a bomboanelor de brad sau de vânat după cornulețe și prăjituri făcute de mama și puse bine pentru zilele viitoare și noi voiam să mâncăm atunci din ele. Deci pot să fie într-un miliard de feluri haicurile astea din copilărie, toate sunt intense, dar în moduri foarte diferite între ele. Bine, am spus toate cele trei ca să fie într-o formă fixă. Vorbesc că episodul cu găinile poate fi limericul. Uite, m-am amuzat acum în timp ce vorbeai să compun unul. A serious child from the Golden Valley was fighting the hands down the alley. Da. Mă rog, mai larg și nu foarte comic, dar este un început. Deși e ceva extraordinar de tandru și de drăgălaș în episodul ăsta al tău cu găinile, pentru că îmi imaginez spaima de ele. Pentru mine era
Nu mai știu dacă înainte de episodul ăsta sau după episodul ăsta, unul din verii mei de la Cisnădie, foarte amuzat de spaima mea în fața găinilor, m-a aruncat o găină din asta în cap. Pentru mine a fost... Câtă cruzime! Era o glumă de copii, sigur că s-a amuzat. Poate chiar credea că îmi va trece frica așa, dar nu mi-a trecut. Adică fricosul e... Eram un fricos temeinic. Amintirea gheruțelor găinii pe creștetul meu mi-a rămas și astăzi. Da, copilărie intensifică, la fel ca și poezia. Mă gândesc acum la ce spui. Cred că nu merge niciodată terapia prin expunere la un copil, mai ales dacă el este atât de înspăimântat. Dar terapia prin expunere la poezie dă roade? Da, cred că dă. Sunt multe exemple care îmi vin în minte, de la unul pe care îmi place să-l povestesc, o să-l spun acum foarte pe scurt, de unul pe care l-am găsit în Hugh Kenner, în The Pound Era, cu un soldat care îl păzea pe Ezra Pound în Italia, lângă cușca faimoasă în care a fost închis, și care soldat a fost pur și simplu modificat de poemele pe care le recita Pound singur. Pound recita poeme, li se spusese să nu vorbească cu el. Deci că e o brută, un criminal de război și trei săptămâni cât a stat în cușca respectivă, Pound, ca să nu nebunească, recita poeme și soldatul respectiv a fost modificat de poemele alea, a devenit un cititor de poezie, un om care a citit toată viața lui poezie. It makes me tick, spune el. Sau uite, un alt exemplu, mai simplu într-un fel, povestește Ballot în memoriile lui, cum a doua oară când intrase în închisoare, intrase după ce recitise Dostoievski și în lungile nopți de iarnă din închisoare le povestea colegilor de celule, erau câteva zeci de oameni, era o celulă suprapopulată ca toate celulele comuniste și le povestea idiotul și la un moment dat se dă ușa de perete, intră gardianul, cel care îi tortura cu cea mai mare plăcere, se temeau cel mai mult de el, și care răcnește. Care vorbeai, mă? Era interzis să vorbești în celulă. Și Ballot a spus cinstit că el vorbea, ca să fie doar el pedepsit, nu și colegii. Și gardianul respectiv a strigat, ei, spune odată, se mărită cu Anastasia Filipovna aia sau nu, că mi se termină tura și trebuie să plec acasă. Deci până și acel tip care a fost mutat din închisoare, a fost făcut apoi... poate chiar director, nu mai țin minte exact, în altă închisoare românească în care a fost mutat și Ballot peste câțiva ani, când l-a văzut pe Ballot, i-a zis, tu ești ăla cu poveștile. Și îi dădea mici recompense, să măture curtea închisorii, care părea o mică corvoadă, dar de fapt era un dar, pentru că ieșeai în curte, vedeai cerul, nu stăteai doar în celul. Te plimbai, te mișcai în singurătate prin câteva zeci de metri pătrați, ceea ce era un mare cadou. Până și pe această brută, pentru care îi tortura, cum zic, îngrozitor, pe această brută îl modificase poveste. Sau ca să nu rămân în registrul ăsta, am cunoscut cândva un copil, am făcut un atelier cu copii de clasa a 5-a, de la Gura Râului, și un sat de lângă Sibiu, din marginea Sibiului, și le-am spus să scrie poezii nervoase. Ne-am zis că poeziile cele mai bune sunt cele scrise la nervi, la furie, la tristețe, la în orice caz mai intense cele cu lumină, să zicem. Și mai ușor de scris, ca să fiu sincer. Și le-am spus să scrie despre ceva ce enervează. Un coleg, un profesor, un părinte. Aici a intervenit directorul care a asistat și a zis, copii, dacă scrieți despre profesor, vă rog să nu dați nume. Cele mai bune două texte le-au scris premianta clasei, toată lumea se aștepta, și un băiat care rămăsese repetent, ar fi trebuit să fie între a șasea. Și el a scris un text cu multe greșeli gramaticale care spunea cam așa, când aud pe câte unul că țăcăne la pix în clasă, îmi vine să iau scaunul, să-i fac colier. Și începea o descriere foarte plastică a revoluției lui interioare, a felului în care și în mod copiii râdeau în timp ce el citea, râdeau aprobativ, vreau să spun, și la sfârșit l-au aplaudat spontan, ceea ce pe el l-a făcut roșu, pentru că era prima dată în viața lui când colegii l-aplaudau, când ceva făcut de el în clasă
era stârnea admirația celorlalți. Și asta era o poezie. Și sunt sigur că pentru acel copil care poate n-a mai scris poezie, probabil că n-a mai scris poezie după aia, momentul în care el a scris un poem care i-a făcut pe ceilalți să-l admire sau să-l aplaude sau să râdă, rămâne, sunt sigur că pentru el rămâne unul dintre momentele speciale ale copilăriei lui. Un sediu de intensitate caldă la care să se întoarcă. A să mă-mi aminte de ce ai spus altă dată, că prima condiție a poeziei este să nu minți, să fii autentic, să spui adevărul și să-l spui în credința ta. Pentru un copil e mult mai ușor, pentru un adult trebuie să-și găsească niște resurse. E foarte greu să fii autentic, dincolo de adevăr, să fii tot timpul în tine și întru tine. Da. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Nu știu cum se face, că iată, se ducă, se suspendă, se comprimă fantastic timpul vorbind cu tine. Ești ca Scheherezada, te aș asculta ore și... Scheherezada din prima noapte, să spun așa. Spune-mi, te rog, cartea preferată din copilărie, sau mai multă, dacă îmi pot spune una, și care erau filmele sau care au fost filmele care te-au marcat. Și iarăși, uite, o să-ți ofer eu un început. Pentru mine, Marile Speranțe și filmul, nu mai știu care, era unul dintre filmele clasice. Cartea asta este o traumă. Mă bântuie, merg pe stradă de foarte multe ori și văd casa lui Miss Havisham și am așa un tremur. Știu, în București mai multe locuri unde locuiește Miss Havisham. Și alta este Legături primejdioase, pentru că iarăși e un film cu Jean Moreau, văzut în copilărie, al negru, cu fața ei la sfârșitul filmului pe jumătate arsă și cu celebra replică că își poartă sufletul pe față. Nu știu cât am înțeles din ele atunci. Ți-am dat o combinație de carte-film tocmai ca să câștigăm timp, acum vorbind, dar după aceea, crescând și citind cărțile, nu știu cât am recunoscut filmul în ele, dar am recunoscut acel sentiment de spaimă sau de stupoare sau de mirare pe care o ai în fața unei cărți bune care îți prezintă o realitate care după aceea te poate bântui ani de zile. Asta vorbesc de filme văzute în copilărie, în copilăria mică. Da, noi am avut televizor destul de rar, adică pe o porțiune mică a copilăriei mele, așa că nu, se tot strica, erau televizoarele pe lămpi, în fine, era complicat cu televizorul în familia noastră. Dar în perioadele în care aveam televizor, ne uitam împreună la Telecinemateca și asta îmi plăcea foarte mult. Că mai mult decât filmele, îmi plăcea faptul că stăteam într-o cameră cu toții și ne uitam. Cu mama notând foarte, foarte emoțională filmele, participa la ele ca la fapte de viață, așa cum trebuie să particip la artă în general. Ne uitam și la filmulețe ușoare. Îi plăcea Sfântul foarte mult, de pildă, și ne uitam la când erau filme cu Simon Templar. Ne uitam la asta. Îmi plăcea foarte puținele dăți când am fost cu tata la cinematograf. Am fost la două. Lui plăcea. El era un om cu gusturi simple și puternice, să zic așa. Îi plăceau westernurile și îi plăceau filmele cu bătăi, Sora 13, de pildă, sau Sandokan Tigru Malaezi. La care am fost odată tot cu el și la Sorgul Roșu, după Moian. Care e un film serios, dar el, văzând că e un film chinezesc, a zis că e clar că e ce îl interesează pe el. A mers împreună, s-a plictisit foarte repede și a plecat, probabil într-un loc mai interesant și cu mai multe lichide. Eu am rămas la film și m-am uitat, îl țin minte și acum, m-a impresionat. Nu cred că partea lui artistică, ci pur și simplu umanitatea stranie din el. De citit, citeam tot așa, foarte amestecat. Adică îmi plăcea foarte mult Zevaco, de pildă. Citeam Pardaiani într-una. Citeam, reciteam, ca și tata, de altfel, îi știam, îi ferfenițisem.
Citeam Dumas, citeam Feval, citeam genurile astea de lucruri, dar citeam și O mie și una de nopți, citeam sci-fi destul de mult, erau niște colecții bune în România atunci. Începusem să citesc prima carte, mai se, eram tot foarte mic, nu mai știu, 1-4, și mama cumpărase Quo Vadis al lui Sienkiewicz, care mi se pare un autor despre care nu se mai prea vorbește, și Quo Vadis chiar e o carte foarte bună. Sigur că e un roman mai degrabă de secol XIX, evident, dar e o carte puternică. După care am prins gustul literaturii tot mai serioase, al filozofiei. Într-a noua, mi-aduc aminte, mă întorceam de la biblioteca școlii și am întârziat la ora, aveam engleză cu doamna Carmen Iohannis și am intrat la oră, aveam, nu mai țin minte ce, ceva de Dumas și monadologia lui Leibniz. Și am fost foarte mirată de amestecul ăsta de... de gust și mi-am dat seama că e foarte ciudat și foarte țignit, că avea dreptate. Făcea parte dintr-un fel de bizarerie de-a mea, de, a structurii mele, de fapt, care se poate pasiona și de, și de lucruri simple, precum monadologia, și de lucruri complicate, precum Dumas și Zevacoșii. Asta vreau să spun, că Dumas e alăturat cu orice merge. Nu poți să spui că e în opoziție cu ceva, și eu am fost fascinată de el și am citit toată seria și Mușchetarii și tot ce, ce mai exista. Acum că ai evocat imaginea asta a cinematografului, mi-aduc aminte că primul film pe care l-am văzut eu la cinema cu tata, cinematograful era lângă noi, ieșeam din bloc și intram în cinema la Târgoviște. A fost un film care... mie nu mi-a spus absolut nimic, s-a întâmplat invers ca la tine. Eu aș fi vrut să plec, dar fiind foarte mică, n-am plecat și tot timpul îl rugam pe tata să plecăm. De ce stăm la prostia asta? Prostia era întâmplător. Filmul de debut al lui Spielberg, cred că se numește The Drive, cu o urmărire pe autostradă între un camion și o mașină care se șicanează reciproc. De fapt, camionul șicanează mașina. Și este o capodoperă, dar având 4 ani sau câte ani aveam, nu înțelegeam de ce tata este atât de prins să vadă ce se întâmplă până la sfârșit cu ăștia doi care vor muri. M-a emoționat să discuția asta pentru că sunt lucruri pe care le recunosc în, în ceea ce spui și din cărți și din filme și din toată atmosfera. Aș vrea să o reluăm, poate cu ocazia altor sărbători. Și să te mai întreb acum, tot legat de cărți, întrebarea standard pentru cu voce tare, care este cea mai recentă carte citită sau cele mai recente cărți citite? Dacă vrei, poți să-mi faci o alăturare la Mitzlima, fără probleme o acceptăm. Și apoi o să te întreb un lucru de final, pentru că suntem în perioada asta magică de Crăciun, sărbători, sfârșit de an. Da, păi am tocmai am terminat epoca postbelică a lui Tony Judd, cu istoria Europei după 45, care e una din cele mai solide cărți de istorie citită de mine vreodată. Pe lângă istoria propriu-zisă, istorie economică, istorie culturală, discută mereu și filmele și muzicile produse de diversele națiuni ale Europei în momentele lor istorice de după 45, filmul francez și 68-ul, filmul german și Berlin 53 și ce s-a întâmplat după aia și mai departe. E o carte de istorie care cumva dă istorie intensitatea și sofisticarea poeziei, dar nu doar, nu de asta e o carte bună. E o carte mare pentru că într-adevăr te uiți la Europa altfel după ce citești cartea asta. Asta am terminat-o, mi-a luat destul de mult, mi-a luat cred că vreo săptămână, sunt vreo 1300 de pagini, deci am spus asta că e groasă, dar am și vrut să o citesc foarte lent. Eu am ajuns în ultimii ani să cred în lectura lentă. Eram foarte mândru când eram tânăr, când eram o băbătie ca acum. Și mi se părea un foarte mare avantaj. Și am rămas mirat când am citit prima dată la Nietzsche, apoi la Matei Călinescu, că lectura lentă e de fapt adevărata lectură. Și au perfectă dreptate. Trebuie să, într-un mod ciudat, cu cât citești mai lent, cu atât literatura se intensifică. Așa că am citit lent cartea și
E într-adevăr ceva foarte puternic și vreau să încep, nu l-am început din păcate, celălalt roman al lui Colm McCann publicat recent. Am citit-o pe Irogon, care e extraordinar. M-am uitat după aia pe YouTube la interviuri cu McCann, l-am căutat, am căutat pe net ce se poate găsi, pentru că omul e foarte, foarte puternic și foarte... un prozator mare, cu adevărat. Și acum abia aștept să încep cartea asta. Nici nu mai țin minte titlul exact. Goana... Transatlantic. Nu? Transatlantic, nu? Transatlantic, nu. Goana... În fine, n-are importanță. E ușor de verificat pe internet. Goana după nu știu ce. Și mie îmi scapă, da. E Goana nebuna a lumii. Da. Goana nebuna a lumii. Splendidă, da. Da. Adică Ape Irogonul era splendidă și... Ape Irogonul, pe lângă faptul că e extraordinar de puternic scrisă, mi-a adus aminte de ceva personal. Eram cu o prietenă, o poetă turcoaică, o prietenă bună, în Istanbul, când s-a anunțat un armistițiu între liderul teroriștilor curzi, Ocalan, care era în închisoare, dar de acolo coordonat tot măcelul, și Erdogan. Și mi s-a părut un lucru foarte bun. Și am spus prietenei mele turcoaice, uite, armistițiul ăsta e un lucru bun. Și ea, ea care e o ființă foarte bună și tolerantă și blândă, s-a încrâncenat și a spus, nu, orice armistițiu cu cei care ne-au omorât copiii, părinții, iubiții, frații și mai departe, este imoral. Și sigur că reacția mea a fost să spun că nu, că trebuie să ierți, că altfel nu se oprește ciclul vărsării de sânge. Dar mi-am dat seama că e o problemă morală foarte complicată. Ce e moral să faci? Să ierți, dar fiind infidel celor iubiți și asasinați atunci, sau să fii fidel memoriei lor, dar perpetuând astfel vărsarea de sânge. E întrebarea centrală din Hamlet, dacă nu înseamnă existența sau nu fi. Exact. Da. A te răzbuna sau nu te răzbuna, a acționa sau a fi fidel memoriei memoriei tatălui, dar distrugându-ți mama, sau invers, de dragul mamei să strădezi tatăl și să... A fi un act sau a nu fi un act, mai ales că tot timpul planează asupra lui Hamlet acest blam al inacțiunii. El este un personaj meditativ și aș vrea tare mult, Radu, să te invit de pe acum să facem o ediție specială Shakespeare, care este scriitorul absolut alături de Dostoevski. Nu mai avem timp deloc, îmi pare tare, tare rău și nu vreau să opresc această discuție, consider-o ongoing. Te întreb foarte, foarte pe scurt ultimul lucru, dorindu-ți Crăciun fericit și an nou fericit și sărbători frumoase și să-ți aducă moșul tot ce-ți dorești tu. Și atunci te întreb, ce-ți dorești? Ce-ți dorește Radu Vacu de la moșul anul ăsta? Nu știu ce să-ți răspund. Un an care să se termine cât mai luminos pentru cei dragi. Atât, nu știu să spun ceva concret. Nu un obiect, nu un... Pur și simplu să fie un an la capătul căruia toți cei dragi se simte că au salvat ceva lumină, în pofida răutăților zilelor, că ceva lumină s-a salvat. Îmi place foarte mult această metaforă a luminii, care închide cercul și cu ochiul pe retina căruia să rămână scrisă povestea, să rămână imaginea. Și îmi place foarte mult ce ai spus mai devreme cu lectura lentă, că se intensifică timpul, iată, rămânem în timp, dar un timp pe care îl putem lungi în noi, citind literatură sau citind poezie sau citind o carte bună sau ascultându-l pe Radu Vancu, care vorbește atât de frumos și atât de luminos. Mulțumesc tare, tare mult încă o dată. Te aștept la Cu voce tare oricând și îți doresc sărbători luminoase. Și eu mulțumesc, Nadine, sărbători luminoase și ție. Mulțumesc! Ați ascultat Cu voce tare, un podcast Litera cu Nadine Vlădescu și invitații săi. Podcastul Cu voce tare poate fi ascultat pe Spotify, SoundCloud, iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, pe canalul de YouTube al editurii Litera și pe blog Litera.